Așa cum preconizam eu în clipul cu Get Ready With Me, nu avem favorite luna aceasta, dar avem favorite în rândul cărților pentru că am citit mult luna asta, sau cel puțin mult pentru mine, care știți că nu sunt o cititoare super rapidă, nu citesc, nu vin la voi cu 25 de cărți citite pe lună, glumesc, sau nu știu, mai aud niște numere din astea fantastice, însă luna asta cred că am bătut recordul all times și am citit 7 și toate în format fizic sunt aici și vă voi vorbi despre toate astăzi pentru că sunt cărți chiar interesante, cele mai multe dintre ele sunt niște lecturi foarte interesante, dar înainte de toate vă recomand, pentru că o să fie un clip lung, să vă luați ce am și eu și aici, și anume o cafea. Bine, eu am ceea ce se numește un Frappuccino, because m-am specializat luna asta, pe lângă foarte multe nimicuri pe care le-am făcut luna asta, m-am specializat în a face Frappuccino și asta se ură, să vedem cum este, că nu l-am gustat până acum, și m-am specializat eu în a face frappuccino, dar fiecare cană este diferită, adică nu aș putea să fac două cană la fel. Nu știu cum este. Bunicel, mergea un pic mai dulce, dar e bine și așa. Bun. Frappuccino, să zicem. Bun, și acum avem aici cele 7 cărți pe care le-am citit luna asta și despre care vreau să vă vorbesc și am foarte multe păreri, așa că țineți-vă bine că o să fie un clip, bănuiesc eu, foarte lung și o să facem așa și vreau să-mi spuneți voi din ce serial este această tactică. V-am dat un indiciu, este dintr-un serial. Și o să le luăm în ordinea în care le-am citit pentru că mi se pare important, nu știu de ce, mi se pare mie, pentru psihicul meu e important. O să începem cu o carte pe care cred că în special femeile ar trebui să o citească, dar nu numai femeile, și cred că toată lumea ar trebui să citească pentru că o să vă ajute de-a lungul timpului să vă dați seama de foarte, foarte multe chestii și să vă dați seama de ce relațiile voastre, în special cu bărbații, dacă sunteți femei, sau cu femeile, dacă sunteți bărbați, sunt cum sunt. Cartea se numește Creierul lui, creierul ei. Este scrisă de doi cercetători americani, apărută la ce editură, Doamne, că nici nu scrie editura pe ea. Editura Casa Cărții, nu o să vă zic, Walt Larmon și Barb Larmon, mă rog, este soția lui, dar sunt doi cercetători americani și cartea asta studiază tocmai creierul sau vorbește despre creier într-un limbaj accesibil profanilor ca mine, adică nu este neapărat o carte de specialitate. Dacă aveți ceva treabă cu domeniul medical, pentru voi informațiile de aici sunt apă de ploaie pentru că le știți deja. Dar pentru cei profani ca mine, care nu au treabă și care totuși le place să citească despre creier, despre psihologie, psihiatrie și așa mai departe, este o carte foarte interesantă și, cum v-am zis, vă recomand să o încercați pentru că sunt multe lucruri bune pe care le puteți extrage din această carte. O găsiți pe Libri, s-am văzut ultima dată, oricum vă linkuiesc în descriere. Deci, după cum îi zice și titlul, tratează, începând cu fiziologia creierului, face diferențele sau evidențiază diferențele care există între creierul femeii și creierul bărbatului. Apoi intră puțin în biologie sau în chimia creierului și evidențiază puțin lucrurile, cum sunt în creierul bărbatului, cum sunt în creierul femeii și de ce femeia acționează într-un anumit fel în anumite momente și de ce bărbatul acționează într-un anumit fel în alte momente. Dacă veți citi cartea asta, veți înțelege de ce anumiți bărbați au tendința de a fi mai afemeiați decât alți bărbați și de ce unii sunt niște familiști convinși. De asemenea, veți înțelege de ce bărbații nu prea aud când vorbești cu ei și de ce femeile rețin toate tâmpeniile și bărbații nu pot reține nici măcar o dată banală. Un lucru pe care l-am mai extras din această carte a fost iarăși faptul că am înțeles că între emisferele cerebrale ale creierului bărbatului nu sunt atât de multe conexiuni ca între emisferele femeii. Femeia are mult mai multe emisfere, de aia poate jongla și își poate comuta atenția de pe o emisferă pe cealaltă sau își poate folosi ambele emisfere cerebrale în același timp, pe când bărbatul este cumva obligat de natură să-și folosească o singură emisferă cerebrală care este cu pregădere cea stângă, pentru că știm că ei sunt mai analitici, mai orientați către partea asta tehnică, așa, deci cu pregădere își folosesc partea stângă a creierului, dar lor le vine destul de greu să jongleze cu cele două emisfere, adică le este greu să fie și creativi și serioși în același timp, pe când unei femei este foarte simplu, da? Femeia poate să fie și serioasă, și jovială, și jucăușă în același timp, da? Lor le este imposibil. Și am mai extras multe lucruri de aici. Uite, un alt lucru pe care l-am pus și pe Instagram a fost faptul că se explică foarte bine de ce bărbaților le place ca femeile să fie aranjate și de ce pe ei atrage chestia asta. Este la nivel de creier, de psihic, de structură acolo în creierul lor, ceva ce îi face să fie atrași mai mult de femeile aranjate și cumva prezentabile decât de cele care nu au grijă de ele și arată ca un mop, da? Vă pusesem și pe Instagram treaba asta. Și, mă rog, în a doua parte, cartea asta se concentrează cumva mai mult pe relația de cuplu sau pe căsnicie și îți explică de ce anumite căsnicii ajung în anumite puncte din astea cruciale, unde ori devin mai solide, ori se despart. Partea aia pe mine, recunosc, nu prea m-a atras atât de mult, că nu mă identific cu ea în momentul de față, dar dacă o să fie cazul, oricum o să revin la ea. După cum vedeți, am pus destul de multe notițe și am colorat destul de mult din ea. Asta înseamnă că am să revin la un moment dat la această carte și am să citesc măcar pasajele colorate de mine, pentru că sunt foarte interesante. Și v-am zis, vă recomand să o citiți și voi, pentru că o să vă deschidă foarte mult mintea și o să înțelegeți. Iarăși, uite, o chestie pe care am înțeles-o este că, spre exemplu, bărbații, știți deja treaba asta, presupun cele mai multe dintre voi, știți că bărbații nu prea sunt capabili ei de a-și exprima sentimentele, sunt foarte stângaci în a-și exprima sentimentele. Asta nu înseamnă că nu le au, ci înseamnă că în creierul lor nu prea există o conexiune între acea porțiune a creierului care simte efectiv partea asta afectivă a creierului, tocmai ce vă ziceam cu emisferele, nu prea multe conexiuni acolo, știți? Adică cu partea afectivă, cu partea de vorbire care să spună ceea ce simt, da? De aia lor le este foarte greu să-și exprime sentimentele, pe când femeilor le este foarte simplu, le este ceva natural. O altă carte pe care, dacă e să mă întrebați pe mine, eu aș pune o carte de lectură obligatorie la liceu, dacă e să o iau așa, este o carte ușurică, foarte simplistă, dar foarte, foarte bună. Deci dacă n-ați citit-o, citiți-o. Conceptele din cartea asta nu sunt străine, le-am mai întâlnit în alte cărți, în alte speech-uri de self-help și așa mai departe, în alte speech-uri de economie și așa mai departe, dar este o carte foarte bună și de microeconomie, să spunem, economie de budgeting, dacă vreți, de, nu știu, economie la nivel de familie și așa mai departe. Lucruri pe care nu le învățăm în mod normal. Chiar găsisem recent un TikTok, un filmuleț pe TikTok care zicea că da, pe copii învățăm la școală absolut de toate. Învățăm matematică, istorie, chimie, literatură, nu știu, tot felul de chestii, dar nimeni, nicio țară nu se învață budgeting-ul. Nu se învață la școală chestia asta, care este o chestie, v-am zis, esențială, și în momentul în care devii adult, știu din proprie experiență, când vine vorba de budgeting, îți vine să-ți iei câmpii, pentru că nu mai învățat chestia asta la școală. Adică câți copii pot să se laude că au fost implicați în crearea bugetului familiei de mici? Prea puțin. Așa, cartea asta cam asta te învață, dar într-un mod foarte simplist, foarte natural, cumva, practic vine cu niște povești și tu de acolo extragi niște pilde, cum ar veni. Se numește Cel mai bogat om din Babilon, era să zic Cel mai iubit om din Babilon, Cel mai bogat om din Babilon, de George Clerson, și este apărută la editura Amaltea, ce am eu ediția de aici, și prima ediție din ce am văzut eu aici este din 1955. De aia zic, conceptele din cartea asta nu sunt noi, că au tot fost preluate de-a lungul timpului, dar felul în care au fost povestite în cartea asta și spuse în cartea asta mi se pare genial. Și un lucru despre care l-am înțeles, de exemplu, din cartea asta a fost chestia aia cu 10%. Că eu știam de conceptul ăsta, că e bine ca în momentul în care iei salariu, să spunem, sau ai un câștig monetar, să-ți pui 10% deoparte. Eu știam conceptul ăsta, v-am zis, nu mi-e străin, dar în cartea asta se explică atât de bine încât mi s-a părut logic, încât îmi venea să-mi dau palme de ce n-am făcut treaba asta până acum, pentru că e atât de simplu. În primul rând, cartea spune în felul următor, sau mă rog, povestitorul spune în felul următor: îi plătești pe toți, îi plătești pe cei care îți procură de mâncare, da? Că te duci și cumperi mâncarea de la magazin, îi plătești pe cei care îți dau căldură, plătești gazul, electricitatea, și îi plătești pe toată lumea, îi plătești pe ăla care te duce la serviciu cu mașina, autobuzul, benzina și așa mai departe, da? Îi plătești pe toți, mai puțin pe tine te plătești. Ia să te plătești și pe tine și să pui 10% deoparte pentru tine. Ei, acești 10% fiind o sumă care, tehnic vorbind, dacă e să-l iei tot peisajul de ansamblu, n-ar trebui să te încurce. Faptul că îi pui deoparte și nu-i dai pe diverse lucruri sau nu se duc pe diverse lucruri, n-ar trebui să te incomodeze, n-ar trebui să simți treaba asta. Și să știți că nu-i departe de adevăr. Adică, de exemplu, din 100 de lei, dacă pui deoparte 10 lei, nu prea le simți lipsa, știți? Sau poate la sume mici, da, simți lipsa a 10%, dar la sume mari, când vine vorba de un salariu întreg, de exemplu, nu prea simți lipsa. Ei, și ulterior te învață ce să faci cu acești 10% în momentul în care se adună. Și v-am zis, multe concepte din astea de economie, de budgeting, foarte interesant. Conceptele super simple de înțeles, de-aia cartea asta cred că ar merita să o citească și un copil de liceu, că tot ar înțelege ceva și poate, decât să citesc alte siropoșenii scârboase în liceu, de pe urma cărora să nu rămână cu nimic, mai bine ar citi ceva care măcar ar planta o sămânță acolo, știți? Și peste ani s-ar reîntoarce la cartea asta și ar aduce aminte. Da, i-am dat 3 steluțe din 5 pentru că, am zis, m-am mai întâlnit cu o parte din conceptele astea. La un moment dat au început să mă plictisească pildele astea și poveștile astea, dar în sine nu e o carte rea, da? Bun, apoi, după atâta evoluție și atâta erudiție și atâta citit cu scop clar de a obține niște informații, am zis că mai merge și ceva ușurel, și anume o carte pe care am mai citit-o undeva la începuturile mele pe YouTube, dacă vă amintiți și dacă sunteți cu mine de atunci, mai țineți minte. Este primul volum din seria Casa Nopții, Casa Nopții fiind o serie de cărți cu vampiri, care a fost foarte populară. În România nu țin minte să fi prins atât de tare ca în străinătate, dar în perioada în care Twilight-ul și după aia jurnalele vampirilor făceau vâlvă în toată lumea, în America și Casa Nopții era peste tot, adică toată lumea o citea. Și vă explic imediat ce cu Casa Nopții, scrisă de, cartea se numește Semnul, este primul volum din serie și este scrisă de PC Cast și Kristin Cast. Kristin Cast este fiica lui PC Cast, care PC Cast am înțeles eu că ar fi o autoare destul de cunoscută în Statele Unite și a luat-o și pe fisa ca să o ajute să-i dea un flair mai adolescentin acestei cărți. Casa Nopții, v-am zis, este cu vampiri. Avem vampiri, avem zombie, este o carte din asta young adult, SF, vampiro, ce vreți voi, distopică, ce vreți, nu e distopică, e mai degrabă young adult SF, așa, pentru că e cu vampiri și zombi și tot felul de creaturi din astea dubioase. Da, o avem pe prietena noastră Zoe, care este o puștoaică banală, chiar foarte simplă, de 16 ani, cu o viață destul de aiurea pentru că vine dintr-o familie destul de cu probleme, care este însemnată de un vampir. La vremea respectivă, adică în primul volum, nu se știe exact de ce îi înseamnă sau cum îi aleg vampirii, ulterior pe parcursul seriei mai aflăm. Da, ideea este că ea are la dispoziție, după ce a fost însemnată, 24 sau 48 de ore să se prezinte la Casa Nopții. Casa Nopții, de aici și numele seriei, este o școală de vampiri prin care novicii vampiri trebuie să treacă. Este un fel de stagiatură prin care trebuie să treacă ca să devină pe deplin vampiri. Cartea e interesantă și de aici începe. Cartea este că Zoe devine specială, atât de banală, pe cât era ea de banală în viața ei umană, pe atât de specială devine ca novice vampir și nu o să vă spun ce anume o face specială, asta trebuie să aflați voi dacă citiți seria. Ideea este că este destul de drăguțică, da, este o carte drăguțică, o serie drăguțică. Nu știu exact câte cărți au fost scrise în seria asta, pentru că la vremea la care m-am oprit eu din a citi seria, încă se publicau cărți din seria asta, deci nu știu încă, eu parcă am vreo 6 cărți, 5-6 cărți, nu mai știu exact. Cert este că se întâmplă tot felul de lucruri pe parcursul seriei. Mă rog, am niște păreri despre seria asta și despre cărțile din seria asta, dar nu o să vă zic acum, o să vă zic la următoarea carte. Da, cert este că în primul volum Zoe devine destul de populară în Casa Nopții, ajunge să-și facă foarte mulți prieteni, dar și foarte mulți dușmani, așa din prima. Da, o carte ușurică, adică o carte lejeră de citit, adică dacă aveți un beach read așa foarte simplu, ceva fantasy, nu știu, ceva young adult, este foarte ok. Da, și eu care citesc destul de lent, așa am citit-o în 2 sau 3 zile, deci da, am mers repede. Cartea se numește Semnul ăla pe care l-au novicii vampiri, când sau, mă rog, vampirii, care este de fapt o semilună, și i-am dat 4 stele pe Goodreads, dacă vreți să știți. Apoi avem cartea contemporană de la Book Club-ul meu, care din luna iunie, Book Club-ul meu despre care nu v-am zis nimic până acum, dar nu e timpul pierdut. Book Club-ul meu se numește Glitter Book Club, este pe Facebook și ne reunim o dată pe lună, virtual, bineînțeles, într-un call virtual, și vorbim despre cărțile pe care le-am avut de citit în luna respectivă, pe care le alegem random la începutul lunii. Avem o carte contemporană și o carte clasică, astfel încât să putem parcurge și un pic de literatură contemporană și un pic de literatură clasică, astfel încât să nu simțim că rămânem în urmă cu vreuna, și să știți că este o idee foarte bună, s-a dovedit a fi o idee foarte bună, pentru că sunt cărți pe care eu nu mi-aș fi imaginat vreodată că am să le citesc, și o să vedeți imediat despre ce vorbesc, dar da, e o idee foarte bună că am ajuns la niște cărți la care n-aș fi ajuns altfel. Dar cartea contemporană este o carte pe care nu știu dacă eu am pus-o pe lista de citit, dar în orice caz și eu o aveam pe lista de citit, și este Omul de Castane de Søren Sveistrup, cred, nu știm, este danez, habar n-am, știți că ăștia au probleme cu pronunția. Cartea apărută la noi la Editura 3. Are vreo 600 de păginuțe așa, și dacă mă întrebați pe mine, putea să le facă vreo 400 din 600 de pagini, puteți să mai dau eu puțin așa, să facă vreo 400. Mi s-au părut destul de multe pasaje în plus la cartea asta, ca să încep așa cu ceva negativ. Un roman polițist care a fost foarte popular anul trecut, cel puțin, wow, toată lumea, că de-aia mi-l pusesem și eu pe lista de citit, pentru că anul trecut cred că toată lumea vorbea de această carte. Și despre ce este vorba? Este vorba despre o serie de crime care se întâmplă în Danemarca, unde vremea se pare că este absolut oribilă, pentru că de la început până la finalul cărții a plouat în continuu, pe final a nins, atâta s-a întâmplat că pe final a nins, dar în rest non-stop a plouat în Danemarca. Deci în Danemarca se înțeleg că plouă non-stop. Bă, nu ne place acest aspect. Avem o serie de crime care aparent nu au nicio legătură între ele, dar la fiecare crimă este găsit un omuleț de castane ce are amprenta unei fetițe ce a fost dată dispărută în urmă cu un an. Bun. Și de aici începe tot tăvălugul. Ce s-a întâmplat cu fetița? Pentru că fetița, tehnic vorbind, a fost declarată moartă, dar n-a găsit-o nimeni. Nu se știe clar dacă a murit, dacă a fost dată dispărută, dacă mai trăiește, dacă... Nu se știe nimic de ce s-a întâmplat cu acea fată, nu se știe care e legătura ei sau a familiei ei cu crimele, nu se găsește aparent nicio legătură. Cum ziceam, nu există nicio legătură între victime, și apucă-te și caută legătura între victime. Bun. În sine, cartea nu mi s-a părut deloc rea, a fost un roman scris bine. Acest Steven Sveistrup, cred că se citește, este și regizor de film, și bănuiesc că această carte este de fapt scenariu pentru binecunoscutul serial Omul de Castane, serial la care ajungem imediat. Și hai să o iau cu ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut stilul în care a scris, că este ușor de citit, are capitole scurte, știu, este mod perioada vremii de a nu mai avea capitole lungi și trebuie să recunosc că și mie îmi place ideea asta. Te face, îți dă impresia că parcurgi mai repede o lectură, parcurgi mai repede o carte în momentul în care ai capitole scurte de 3-4 pagini maxim și lucrurile se întâmplă așa. Rapid, știi? Pentru mulți e enervant, dar mie îmi place, mă face tot, vă zic, îmi dă senzația aia de, bă, uite că totuși reușesc să termin un capitol asta, știți? În loc să fie capitolul de 600 de pagini și să ajungi la el după o lună, la finalul lui. Da, deci este scris ușor, limbajul este accesibil, ușor, fără nicio problemă, exceptând numele, evident, exceptând numele alea daneze, pe care eu le citeam într-un fel și sonoritatea mea, în mintea mea era într-un fel, iar în serial când le-am auzit, ferească Dumnezeu, dar da, am zis, ajungem imediat la serial. Mi-a mai plăcut faptul că folosește un stil de a scrie pe care nu l-am mai întâlnit recent la cărțile moderne, adică nu am mai citit eu o carte, nu spun că nu s-a mai scris nimic așa în stilul ăsta, dar n-am mai citit eu. Folosește această tipologie de scriere de stilul cumva din amintire, este pe de o parte un autor omniscient, dar în același timp folosește și amintirea, ca să vă exemplific. Să zicem că detectivul nostru principal se duce în departament și întreabă colegii, bun, ce-ați făcut cu cazul, ce ați mai aflat, ce mai e nou, la 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 la. Ei, după această scenă își aduce aminte de niște întâmplări care s-au petrecut înainte de a intra în secția de poliție și așa mai departe, știți, de a pune acele întrebări. Este un stil care, pe de o parte, este interesant, dar pe de o parte este enervant. De ce? Pentru că îți dă senzația că faci 2-3 pași, continui cu acțiunea, după care te trage înapoi, iar faci 2-3 pași, iar te întorci înapoi la o amintire, iar faci 2-3 pași, iar te întorci înapoi, știți? Și la un moment dat devine obositor. Înțeleg, sunt mulți oameni pe care îi obosește stilul ăsta, pentru că cumva îți concentrează puțin mai multă atenție, necesită un pic mai multă atenție, da? Că altfel te pierzi. Așa, mie mi-a plăcut, repede, e ceva ce n-am mai întâlnit recent într-o carte modernă, nu e ceva nou, adică s-a mai scris așa, mai sunt încă scris în stilul ăsta, dar n-am mai citit eu recent în stilul ăsta o carte și mi-a plăcut asta, a fost cumva o parte fresh, așa. Cum ziceam, putea să mai scurteze puțin treaba. Un alt lucru care m-a făcut să mă desumflu total în a treia parte sau când am început a treime a cărții a fost faptul că eu m-am prins de cine e criminal. Da, m-am prins, a devenit previzibilă. În a treia treime pentru mine cartea a devenit previzibilă, adică practic doar am urmărit niște lucruri pe care mă așteptam să le văd ce se întâmplă. Da, într-adevăr încearcă să te inducă pe niște piste false, îți bagă niște personaje care n-au nicio treabă cu acțiunea, ți le bagă pe gât așa în ideea în care poate așa. Eu aveam lista mea de suspecți făcută oarecum de pe la jumătatea cărții, dar nu eram decisă cine-i criminalul și de la faza cu frigiderul și cu mâinile, pentru cei care au citit cartea știu la ce mă refer, de la faza aia m-am prins cine este criminalul, pentru că nu ar fi avut altă logică, adică nu se putea să fie altul criminalul, că n-ar fi avut altă logică. Dacă mă întrebai la faza cu criminalul de ce este ăla criminal, n-aș fi știut să spun încă per total, adică aș fi bănuit, dar n-aș fi știut să-ți dau exact cauza. Dar m-am prins că ăla este criminalul pentru că n-ar fi avut altă logică. Dacă după faza aia cu frigiderul și cu castanele și cu toate motivele pe care le-a băgat cu castanele, mi-ai fi dat un alt criminal decât ăla care a fost în realitate, aș fi fost foarte supărată și aș fi aruncat cartea. Dar așa, da, m-am prins. Deci, pentru mine a devenit previzibilă cartea în ultima parte. De asta i-am dat 4 stele pe Goodreads, nu i-am dat 5. În ciuda faptului că știu că sunt oameni care divinizează cartea asta și care, wow, da, bine scrisă, ok, ești drăguță, interesantă, m-a ținut destul de bine în priză, dar v-am zis, de la faza cu frigiderul mi s-a tăiat filmul, zic, gata, ăsta este, pa. Adică putea să o mai lungească, putea să mai scurteze acțiune, nu știu, putea să facă altceva. Îmi plac cărțile care mă țin în priză până pe la ultimele 10 pagini, cum a fost la Pacienta tăcută, când mi-a dat în cap cu twistul ăla la final și zic, ce s-a întâmplat? Brr, stați așa, a trebuit să-mi iau 5 minute să-mi revin așa și să respir puțin, că nu mă prindea ce s-a întâmplat. Ăsta, spunându-mi deja cine-i criminalul, dându-mi clar indicii despre cine-i criminalul și prinzându-mi de cine-i criminalul, ultima parte a devenit doar așa o înșiruire de evenimente la care mă așteptam. Da, sunt multe chestii pe care nu le-aș fi băgat în cartea asta, dar mă rog. Ce mi s-a mai părut mie este că finalul acestei cărți este unul deschis și dacă ați citit cartea, chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți în comentarii dacă și voi aveți impresia asta și din faptul că există un serial care se numește Omul de Castane și are un sezon deocamdată cu 6 episoade, dă ideea că o să urmeze și sezonul 2, prin urmare va fi și a doua carte sau care va fi în legătură cu această carte și deja intuiesc cam ce ar putea să fie în acea carte după cum s-a terminat cartea asta, dar rămâne de văzut. Serialul nu l-am văzut pe tot, am văzut primul episod și a trebuit să-l închid, că limba este... Vreau să-l termin și pe ăla, vreau să-l văd, pentru că acum dacă am citit carte, sunt foarte curioasă să văd cât de bine au urmărit cartea. Fetele care au văzut serialul și au citit și cartea spun că sunt foarte, foarte similare. Am văzut din primul episod niște lucruri care nu se pupă în carte cu serialul. Deja am văzut niște scene care în carte sunt invers decât în serial. Dar, mă rog, asta e altă discuție. 4 stele din 5. Apoi urmează o carte pe care nu m-aș fi gândit în viața vieții mele și n-aș fi pus niciodată mâna pe ea să o citesc. Este și a fost Ora H, cartea clasică a lunii iunie la Book Club de Haram Zincă, la noi publicată la editura Publisol, și a fost Ora H sau mai exact acțiunea se concentrează în jurul datei de 23 august 1944. Pentru cei care nu prea-ți dat pe la ora de istorie sau nu v-a interesat, 23 august 1944 este probabil una dintre cele mai importante zile din istoria noastră, dacă mă întrebați pe mine. Asta e o părere pur personală, nu trebuie să credeți și voi asta, dar după Marea Unire cred că asta este a doua dată importantă din existența noastră și asta pentru că 1. Pe 23 august 1944, România a întors armele împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial și 2, din punctul meu de vedere, este data de la care a început declinul României și începutul sfârșitului, dacă vreți, pentru România. Este momentul în care s-a terminat. De acolo a început România să moară, dând zgadaia. Dacă vreți odată, și dacă vă uitați pe stradă și vă miră așa niște comportamente și niște deviații pe care le vedeți și vă întrebați de când, Doamne iartă, m-a început, 23 august 1944 este momentul în care a început, da? Și care a ajuns la momentul ăsta. Acum, cartea asta este, nici nu știu în ce categorie să o încadrez. Nu știu dacă să o încadrez la ficțiune literară, auzi? Nu știu dacă să o încadrez la ficțiune istorică, la carte documentar, la jurnal, nu știu exact unde să o încadrez, că le are pe toate. Asta e mai puțin important, tipologia cărții în sine. Ce aș vrea eu să vă recomand din start este că în momentul în care citiți genul ăsta de cărți, nu doar această carte, dar cu pregătire și această carte, este să le luați toate o doză de scepticism. Da? Și o să vă explic imediat de ce. Cartea în sine, v-am zis, tratează evenimentele de la 23 august 1944. Un lucru care mi-a plăcut la această carte este că m-a trezit puțin la realitate și m-a făcut să conștientizez, 1. Cât de puține știu despre perioada respectivă, despre personajele vremii respective și 2. Cât de deformate și contorsionate sunt părerile mele despre perioada respectivă, tocmai pentru că am venit după perioada comunistă. Eu m-am născut după perioada comunistă, în care perioada comunistă lucrurile s-au alterat foarte mult. De-aia zic că aceste cărți, cartea a fost publicată în 76, dacă nu mă înșel, parcă 74, 76, ceva de genul. Deci în perioada comunistă a fost publicată. Trebuie să o iei cu o doză de scepticism, nu pot să o iei de bun tot ce este scris în cartea asta, pentru că sunt foarte multe lucruri alterate, manipulate, transformate să dea bine. Pe spate scrie în felul următor, în 71, pardon, nu 77, și a fost publicată în 55.000 de exemplare la prima ediție, fiind retrasă imediat după piață din ordinul Elenei Ceaușescu. Acum, hai să vă spun o chestie pe care o știu eu din surse sigure, că am mai avut și eu autori prin familie și oameni care s-au ocupat de chestii de genul ăsta. Pe vremea comunistă să publici o carte în 55.000 de exemplare însemna că tu trebuia să ai un statut special pe la partid, pe acolo, să fii printre favoriții partidului, dacă înțelegeți ce vreau să zic, da? Deci nu orice autor la vremea respectivă, mai ales că pe vremea aia nu se citea așa de mult și mai ales că nu erau acceptate foarte multe cărți, nu orice autor își permitea luxul de a publica cărți în 55.000 de exemplare, da? Asta din start pentru mine este un semn de întrebare. Apoi, încă un lucru la care aș vrea să aveți grijă, ideea că, vezi, doamne, cartea a fost interzisă din ordinul Elenei Ceaușescu, poate să fie și o chestie de marketing, pentru că în vremea respectivă multe cărți, multe pe drept, altele pe nedrept, mă rog, pe drept în sensul lor, ce considerau ei drept, erau retrase de pe piață sau interzise, da? Deci nu vă bazați pe chestia asta că, wow, ce carte extraordinară este. Da, de ce zic că este, pe de-o parte, ficțiune istorică, pentru că sunt multe chestii aici pe care n-ai cum să le știi, adică n-ai cum să știi ce gândea regele Mihai în urma unei ședințe cu Iuliu Maniu și ăsta, cum îl cheamă, de la dinu Brătianu, în urma unei ședințe secrete pe care a avut-o la 12 noaptea cu ei, dar nu ai de unde să știi exact care erau gândurile lui și la ce se gândea el și nu știu ce, da? Iarăși mi s-a părut că pe de o parte a încercat cumva să-l denigreze foarte mult pe Iuliu Maniu, Iuliu Maniu fiind una dintre cele mai emblematice personalități pe care le-am avut noi de-a lungul istoriei și 80 de ani mai târziu, după 23 august, s-a demonstrat că Iuliu Maniu a avut foarte mare dreptate, da? Iuliu Maniu a fost practic șters din cărțile de istorie, chiar asta analizam în timp ce citeam cartea și mă gândeam că eu la școală n-am auzit vorbindu-se de Iuliu Maniu, n-am studiat nimic despre el. L-am auzit menționat așa trecător, pe aici, pe acolo, așa, știți? Și chiar am mai întrebat și alte persoane care au terminat școala în perioada comunistă și la fel, zice, nu știu mare lucru despre el, în afară de faptul că a fost președintele partidului țărănist, prim-ministru și că s-au pus vehement comuniștilor, nu prea, și fasciștilor, nu prea am auzit mare lucru despre el, da? Deci de-aia zic, mare atenție că lucrurile sunt cum sunt și istoria ne-a demonstrat că de fapt Iuliu Maniu era un vizionar și că lucrurile pe care el le-a susținut și de care se temea s-au întâmplat, da? Asta vreau să zic. Trebuie luate toate. Nu înseamnă că e o carte rea. Hai să ne înțelegem. Nu înseamnă că e o carte rea, mai ales în ideea în care mie personal mi-a dezvoltat această curiozitate și m-a făcut să conștientizez cât de puține lucruri știu despre perioada respectivă și despre evenimentele respective, da? Și cât de distorsionate sunt lucrurile pe care le știu tocmai de comuniști. Apoi, iarăși mi s-a părut că a încercat să ridiculizeze pe regele Mihai. O chestie care am văzut-o foarte frecvent în lumea asta istorico-culturală de la noi, ideea de a-l ridiculiza pe regele Mihai, că era un prostănac, că era un tip, mă rog, nu asta era limbajul, dar asta îți sugera, știți? Că era un tip foarte emotiv, prostănac așa și că nu prea era el interesat de multe lucruri, adică pe el îl interesau motoarele lui, avioanele, mașinile și restul... Ceea ce, dacă ați urmărit de-a lungul timpului și documentare și interviuri cu regele Mihai, da, într-adevăr, el avea chestia aia, că vorbea foarte greu, mai ales la bătrânețe, era acolo infernal de urmărit, era obositor omul, da, știu chestia asta, dar asta nu-l făcea prostănac, adică totuși omul era inteligent, da, era foarte inteligent și era foarte bine, se pregătea bine, într-adevăr, era destul de nepregătit la vremea la care a preluat el coroana, era de nepregătit din punct de vedere al monarhiei, dar asta nu însemna că era un om prost sau că nu-l ducea minte sau nu era capabil să facă niște legături, ceea ce, nu știu, cumva asta mi-a dat mie impresia cartea asta, știți, că nu era așa încolo. Și cumva de aia și Antonescu îl trata așa cu sictir pentru că nu prea îl ducea capul, ceea ce nu e adevărat, da? Iarăși, dacă urmăriți lucrurile și dacă vă mai uitați la niște lucruri, în perioada când a murit regele am văzut niște documentare și am văzut niște lucruri și niște chestii la care el nu avea acces să le controleze, regele, vorbesc, regele Mihai, da? Și un om prost n-ar face lucrurile alea, sau un om care este incapabil, da? Prin urmare, hai să nu fim atât de stricți în a judeca anumite personalități, că până la urma urmei lucrurile pe care le-a făcut că a fost forțat de o anumită situație. În fine, cartea, v-am zis, tratează evenimentele care au avut loc în jurul datei de 23 august cu ideea de a te concentra pe 23 august. Dacă vreți o versiune a cărții în film, am văzut căutând informații despre carte, este un film făcut de Sergiu Nicolaescu. Filmul este apărut în 1993, se numește Oglinda sau Începutul Adevărului. Filmul e apărut, iarăși, țin să menționez chestia asta, filmul este apărut în 1993, dar la vremea respectivă, cu tehnica pe care o aveam noi, că noi în 90 încă filmam alb-negru, la vremea respectivă dura mult să faci un film, dura și 5-6 ani. Deci filmul sigur a fost filmat în perioada comunistă și i-a dat drumul după căderea comunismului, tocmai pentru că era atmosfera mai liberă, ca să spun așa, da? Iarăși, și filmul ăla trebuie tratat cu... așa, dar uitându-mă la filmul respectiv, am avut impresia că s-a bazat mult pe această carte. Nu este o carte, din punctul meu de vedere, wow, adică pe mine nu m-a dat pe spate. Și v-am zis, am rezervele mele cu privire la informațiile astea, mai ales având în vedere niște informații pe care le am eu extra, referitor la cum se publicau cărțile în vremea comunismului, cum se făceau cum se făcea propaganda de partid în ceea ce privește publicarea unor cărți și așa mai departe. Sunt niște lucruri despre care ziua de astăzi nu se vorbește, dar este bine să totuși să avem rezerve în materie. Nu e o carte rea, nu e o carte eminamente mincinoasă, v-am zis, este o combinație între ficțiune istorică și jurnal și documentare și așa. Multă lume zice că este extraordinar de bine documentată, nu contest faptul că este documentată bine, dar cu toate astea, v-am zis, am rezervele mele, am dat 2 steluțe din 5, limbajul este infernal, țineți-vă bine, da? Deci limbajul este limbajul ăla de comunist amestecat cu limbajul ăla interbelic, care nu știu dacă știți, dar era mult mai elevat și mult mai sofisticat decât este acum și folosea niște termeni mult mai rigizi decât folosim noi în ziua de astăzi și este obositoare. Este obositoare, da? Dar vă recomand să vă uitați, să mai căutați pe lângă această carte, dacă vă vine ideea de a citi cartea, vă recomand să căutați și niște documentare despre Iuliu Maniu, despre 23 august și așa mai departe, pentru că sunt multe lucruri care nu prea coincid cu ce se află în carte. Dar, pe total, nu e o carte rea, adică mie îmi place că cel puțin mi-a deschis mintea și m-a făcut să mă gândesc, bă, da, nu știu totuși, nu știu suficient de multe lucruri în viața asta. Apoi, unul din prietenii mei buni a ajuns și el să fie citit luna asta, și anume Sigmund Freud, Psihologia colectivă și analiza eului. Dacă vă amintiți voi, în ultimul clip cu cărți pe care le-am citit, aveam o carte care se numea Psihologia mulțimilor de Gustave Le Bon. În acea carte, Gustave Le Bon trata în mare măsură efectul de turmă și care este implicația acestui efect de turmă asupra omului și cum, într-un fel, Gustave Le Bon încerca să sugereze faptul că în momentul în care omul este într-o adunare care este supus acestui efect de turmă, acestei vrăji, să spunem, a efectului de turmă, cumva omul, dacă face anumite chestii pe care, în mod normal, când el e singur, nu le-ar face, ar putea să fie scuzat. Gen, să spunem, dacă ești la un meeting, da? Și în meetingul ăla crește și tensiunea crește, la un moment dat se dau naștere unor violențe, deși tu, ca persoană, nu ești o persoană violentă și poate n-ai omorât nicio muscă în viața reală, dar mâna de impulsul ăla și de efectul ăla de turmă ajunge o persoană foarte violentă, tu ai putea fi scuzată, da? Cam asta încearcă să sugereze Gustave Le Bon. Ei, Freud, pe lângă alte lucruri, în cartea asta, care are vreo 100 de pagini, adică nu așa, în cartea asta cumva analizează lucrurile spuse de Le Bon Pe de o parte le contrazice, pe de altă parte încearcă să le dea o altă nuanță, adică nu le contrazice vehement, încearcă cumva să le explice, încearcă să le nuanțeze, încearcă să spună, da, ok, teoria asta se aplică până aici, dar de aici încolo stai un pic, că se nasc alte probleme și tot așa. Spre exemplu, ce v-am spuneam eu mai devreme cu ideea asta, că omul poate să fie scuzat dacă face niște violențe. Ei, Freud vine și ne spune, stai așa, că nu-i chiar așa. O fi făcând omul parte dintr-o turmă și cumva poate să supune acelui efect de turmă, dar conștiința lui proprie și personală este mult mai puternică decât acel efect de turmă, deoarece în momentul în care se întâmplă ceva, da, nu știu, să spunem, acea turmă, acea adunare este agresată, este lovită, omul, acel individ, revine la conștiința lui personală și caută să se scape pe el prima dată, nu să scape toată turma, știți? Și dezbate toate chestiile astea și multe altele despre individualitate, vorbește despre cum suntem o fire, o natură egoistă și cum de fapt sunt multe lucruri care sunt distorsionate în lumea asta. Da, este o cărticică foarte interesantă care te pune ușor pe gânduri, adică îți dă niște teme de gândire. Mi-am făcut niște semne pe aici, mi-am însemnat diverse chestii pe aici la care să mai revin din când în când, pentru că sunt niște concepte interesante, dar să știți că, în ciuda faptului că are 100 și un pic de pagini, este o carte destul de grea de citit, totodată din prisma limbajului, și mi s-a întâmplat să citesc și recitesc și recitesc un pasaj și de 4 ori. Și nu cred că sunt eu chiar atât de tâmpită, probabil sunt, da, nu cred că sunt chiar la nivelul atât de tâmpită încât să nu înțeleg, dar ideea e că sunt anumite fraze care au o profunzime și sunt așa, știți, în niște termeni de ăștia dificili și au o profunzime mai, nu e așa ușoară de înțeles, știți? Și da, m-am trezit că mi-a luat destul de mult să citesc cartea asta, având în vedere că petreceam la o pagină destul de mult timp recitind anumite pasaje. Se mai întâmplă și chestia asta, știți? Când scriu oameni din ăștia mult prea deștepți pentru mine, mai trebuie să mai recitesc niște fraze de câteva ori până pătrund înțelesul. Partea bună este că totuși am rămas cu ceva de pe urma cărții. Și ultima carte din luna iunie este Arta negocierii de Chris Voss, așa, astea i-am dat 3 stele, așa, 3 stele din 5, asta e de Freud, de la editura Globo este asta cu Arta negocierii, o carte interesantică, este despre, cum îi spune și titlul, despre negociere și te învață, îți dă niște tehnici, tipul ăsta Chris Voss a fost șeful FBI-ului pe departamentul de negocieri, a fost șeful negocierilor, nu știu, mai rog, au ei niște ierarhie acolo, dacă ați mai urmărit filmele americane știți la ce mă refer, dar a fost în FBI și cred că a fost și șeful FBI-ului, numai șeful pe negocieri, nu mai țin minte, dar în orice caz a fost mare prin FBI omul și foarte, foarte bine instruit și foarte educat și foarte bine are skill-urile astea, skill-ul ăsta al negocierii foarte bine dezvoltat omul. Dar aia s-a decis să facă și el niște bani când a plecat de acolo și să scrie o carte. Interesantă cartea, dar nu vă așteptați acum să vă dea mură în gură tot ce trebuie să știți pentru când vine vorba de o negociere. Că am mai avut discuția asta cu cineva când am cumpărat cartea, care îmi zicea că a citit cartea, da, n-am extras cine știe ce din ea. Nu, sunt foarte multe chestii de extras și după cum vedeți am foarte multe din astea puse pe aici, ba sunt și pe culori. Dar nu vă așteptați să vă dea totul mură în gură. Adică trebuie să mai citiți și printre rânduri. Sunt multele chestii pe care le înțelegi citind printre rânduri, ca să spun așa, știți? Îți dă multe concepte despre cum să vorbești cu oamenii, despre cum să analizezi o situație, despre cum să prezinți o situație, cum să duci o negociere în favoarea ta și da, lucrurile astea trebuie să le și exersezi și n-ai cum să le iei mot-a-mot din carte și să le aplici în viața ta, ca zice și el la un moment dat, toate exemplele pe care le dă, n-ai cum să le identifici să fie 100% ca în carte, da? În viața ta, trebuie să adaptezi lucrurile și chestia asta trebuie să o dezvolți în timp, adică nu e ceva simplu. Pe de o parte mi-a plăcut cartea, adică pe de o parte mi s-a părut interesantă că v-am zis, am extras multe lucruri utile. Eu, de exemplu, care fiind sunt o fire destul de care mă enervează repede la job, știți? Adică mie îmi sare țandara foarte repede și sunt foarte mari șanse să mă irite foarte multe lucruri și să îmi pierd controlul de multe ori, știți? Lucruri care știu că nu-mi face bine și nu e în favoarea mea. Și el îmi explică aici în cartea asta cum să controlez treaba asta și cum să o temperez și cum să o aduc în favoarea mea și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri destul de utile, zic eu, în cartea asta, care merită băgat în seamă. Dacă vă interesează subiectul, eu zic că merită să-i dați o șansă. Ăsta i-am dat 4 stele din 5, n-am terminat chiar pe toată în iunie, adică ultimele 50 de pagini le-am ținut pentru iulie, dar având în vedere că mare parte din cartea asta am citit-o în luna iunie, se pune ca lectură pentru luna iunie, ok? Bun, și acum aș vrea să-mi spuneți voi ce ați mai citit în luna iunie sau ce vă propuneți voi să citiți în vara asta. Stați pe aproape că vă zic și ce avem de citit la Book Club pentru luna iulie, că nu știu, la momentul la care filmez încă nu știu, dar urmează să extrag și cărțile pentru luna iulie și o să vedeți ce citim în luna iulie la Book Club. De asemenea, vă invit să intrați în Book Club-ul nostru. Citește fiecare ce vrea, cum vrea, adică nu e obligatoriu. Dacă nu vrei să citești cărțile, nu te penalizează nimeni, nu te scoate nimeni la tablă, nu te ceartă nimeni, deci nu e nimic grav, nu se întâmplă absolut nimic grav dacă, Doamne ferește, n-ai citit cărțile. Împărtășim o grămadă de recomandări de cărți și de alte cărți, nu numai despre cărțile astea, așa că dacă vreți să intrați în Book Club-ul nostru, noi vă așteptăm cu mare, mare drag. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la final, bănuiesc că a fost iarăși un clip infernal de lung. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ceau!